taekwondo, karate, de toate. Zuru pe una în preză, exact ca la carte. Cosmin El Sen, zis Shaolin-ul din Pitești. Stai un pic, frățioare, că poate o mirlești. Aș avea rugămintea să apăsați butonul de like, frate. Este foarte important. Dacă mă iubiți și dacă mă respectați, apăsați butonul de like. Mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Așa că vă mulțumesc anticipat și să-i dăm drumul. Salutare, bă băieți! Bine v-am găsit la un nou episod. Salutare, bă băieți! Și bine v-am găsit la un nou episod, băi frații mei. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul ăla cu războieniu, cu bătăile, cu etc. De data asta m-am gândit să vă fac alt episod. Este vorba despre o perioadă care eu nu prea am vorbit pe live-uri și nici nu prea am povestit pe vloguri. Poate printre picături ați auzit și voi faza că acum ceva timp fratele vostru avea fetițe și se ducea cu ele la dans prin alte orașe. Mai exact, eram șoferul lor și fratele vostru făcea bani. Adică, băi, și asta consider că e o metodă de a face bani în lipsă de altceva. Bine, și țin să menționez că și lucram, gen, eram paznic și lucram. Eram paznic, știți voi poveștile, eram paznic la cazinouri, iar vineri seara, sâmbătă seara, aveam eu câteva animatoare, dar bine, nu aveam eu, că nu erau ale mele. Animatoare, stripteuze, cum vreți voi să le spuneți. În gândul vostru, voi să vă gândiți, mamă, cu ce târfe umblai tu. Nu, frate, chiar erau fete, unele erau la liceu, altele chiar aveau 30 de ani, erau angajate și asta făceau part-time. Toată lumea, adică noi făceam toți, și eu și ele, part-time. Unele pe la facultăți, bă, am avut câteva, da? Și chiar a fost o perioadă foarte șmecheră. Între 2014 și 2016 am făcut treaba asta. Nu este prea în trecut, acum 4-5 ani, adică față de poveștile mele când vă ziceam din 2004-2006, hai să considerăm că chestiile astea ce s-au întâmplat au fost recente. Să vă prezint protagoniștii, cum a luat naștere, să vă prezint personajele. În primul și în primul rând, cine m-a agățat pe mine să fac treaba asta, am două vecine în Pitești. Pe una o cheamă Ramona și pe una o cheamă Alexa. Bineînțeles, eu le-am schimbat numele, că nu vreau să le dau numele. Și o să-mi fie foarte greu, dar de fapt nu. Mai bine le dăm decât inițială, ca să-mi fie mie mai ușor. Deci, R și cu A. Două fete, foarte de treabă, vecine de ale mele, mă cunoșteam cu ele de când eram mic. Am început eu să umblu cu diverse persoane până oraș, care de întâmplare cunoșteau și ele și așa, adică gen, ca să înțelegeți, eu eram vecin cu ele, dar nu aveam tangențe, ca să vedeți cum stă treaba. Deci ce chestie, cred că ați pățit și voi treaba asta, gen, ai niște vecine, dar tu nu ai tangențe cu ele și după aia se întâmplă, prin circunstanța prietenilor, să te împrietenești cu ele, ca să, nu știu, să intri și tu în friend zone-ul lor, știi? Bun. Și într-o seară mi-au zis, bă, Cosmine, știi care e treaba? Ai mașină? Da, am mașină. Consumă mult? Păi nu prea consumă mult. Bun, hai să-ți propun o afacere, îmi zice ea. Îmi zice R. Doamna R. Vrei să mergi cu noi de acum încolo, gen, uite, bine, nu vă gândiți că cu contracte cu alea, gen, tu să fii șoferul nostru, ne duci acolo, stai cu noi, să dansăm și după aceea te întorci cu noi acasă. Nu, să fii șoferul nostru. Nu bodyguard, nu vă gândiți că am fost bodyguard sau alte căcaturi. Decât șofer, atât. Bun, și acum să vă prezint majoritatea fetelor. Asta R, să vă dau și descrierea așa. Înaltă, simpatică, balcoane, portbagaj, tot ce trebuie. După aia, A, la fel. Piticuță, simpatică, hau, bau, ce trebuie. Ca Lucy, seamănă cu Lucy, au. Bun. O mai avem pe C, care stătea în războieni. Mamă, asta știi cum era? Înaltă. Deci toate sunt simpatice. Simpatică. Ăstea nu prea, mai așa, mai închept, așa, mai lipit. În spate, porbagaj. Ui, ui, ui. Perfect. Deci, da? Înaltă, nu prea. Mult. După aia. Încă un personaj foarte controversat, care vă voi povesti mai la sfârșitul clipului. Eu o să-i spun ochelarista. Băi, era... Mamă, asta, frate, era topor, frate. Cum zice NV-ul, topor. Stătea, nu pot să dau locația, dar stătea într-un ghetou. Era la liceu.
bă, frumușică, hau, nu prea portbagaj, frumoasă la față, ochelari, dar topor, frate, topor, foarte topor. După aia, mai aveam o fată de vreo 30 și ceva de ani care nu stătea în oraș, la aia o să-i spunem M, da? Potrivit la înălțime, simpatică brunetă, păr lung, mult aici, în spate, mult, frate, bă, era milf. Ce trebuie, frate? Ce trebuie? Bun, și mai avem alt personaj controversat. Mamă, cum era Iu? Vai de pula mea. Blondă, simpatică, subțire. Bă, Loredana Chivu, direct. Loredana Chivu, numai că varianta mai un pic mai pitică și mai slăbuță. Că ați văzut cum arată Chivu. Asta era un fel de replică, știi? Dar replică potrivit. Și acum e partea cea mai nasoală. V-am mai povestit niște story time-uri cu una din rivale, pe nume N, pe care a lovit-o un sfert de oraș, fosta mea femeie, ce credeți? Era băgată și aia în combinații. Aia care vă povesteam eu vouă că fostul ei prieten timp de un an de zile o ducea la să lucreze la masaj și el nu știa că dacă o duce la hotel. Gen, el săracul o conducea pe ea până la locul ei de muncă, crezând că acolo e hotel. Ghinion, acolo erau masaje. Bun. Și aia. V-am prezentat toate personajele și acum să vă prezint câteva faze mai așa, nu știu de ce, dar multe lucruri nu s-au întâmplat. Ca să ne înțelegem, de băut nu am băut pentru că trebuia să mă duc acolo, să consum un suc, adică ce trebuia să fac eu? Să le iau pe toate, bă, le culegeam de până oraș, mă, de peste tot. Din Găvana, din dacă stătea în Mioveni, din Mioveni. Deci eu trebuia să le culeg pe toate, frate. Ca pe căpșunele. Le duceam unde au treabă. Stăteam acolo cu ele cât aveau treabă. Băi, se duceau să danseze, deci nu vă gândiți la altceva. Dansat, atât. Ați fost și voi până discoteci, la țară, cluburi, până oraș. Și ați văzut fetele care dansează. Că la bară, că pe cub, că alea. Aia făceau, atât. Nimic altceva, ca să ne înțelegem. Nu altceva. Terminau treaba, mai stăteam de o țigară, de un suc, mai stăteam la o vrăjeală, se îmbarcau și mergeam acasă. Și acum o să vă zic câteva locații pe unde am fost eu și cam cum era atmosfera pe acolo. Am fost la Motru. Care sunteți din zona aia, care sunteți din zona Motrului? Bă, băieți, acolo era un club, se numea For You. Le luam seara, nu știu, undeva pe la... Mereu, vineri seara și sâmbătă seara, plecam undeva pe la ora 8-9. Depindea. Oricum, ele nu începeau exact când începea discoteca, intrau și ele. Ar putea să mai treacă o jumătate de oră, o oră înainte să intre ele pe cuburi, la bară sau la ceva să danseze, știi? Și acum primim o ofertă de la Motru, bă, să stăm acolo tot weekendul, știi? Tot weekend. Gen, să ne dea cazare. Ne dea cazare, ajungeam vineri seara, dansau, sâmbătă pierdeam ziua, gen, aveam loc de cazare la cineva și sâmbătă seara la fel să stea la dans și noi să ne întoarcem duminică. Bă, ce vă rezolv? Pentru mine era ca o vacanță, ești nebun. Auziți aici. Cu cine mă duc eu? Cu vecina mea R și cu fosta mea N. Am zis gata. Eu cu vecina n-aveam nicio treabă. O respect, poate o să te uiți la vlogul ăsta, poate nu o să te uiți. Eu mereu m-am înțeles cu vecinile mele, respect, kendama, tot. Niciodată nu s-a pus problema să mă dau la ele sau ceva, pentru că noi ne cunoșteam de mici copii. Nu era problemă de treaba asta. Dar ce era în capul meu? Mergând R și cu N, N fiind fosta, am zis gata. Pe fosta o ard. Eu dau sub coadă, e imposibil să-mi scape. Coaie, mă gândeam, bă, eu o să dorm sub același acoperiș un weekend, sub același acoperiș. E imposibil să nu-i dau. O trimit pe R la plimbare și hau, bau, hau, mă ocup de aia, ești nebun. Ajungem acolo. Mama, am crezut că mare cazare la hotel ce ne dă, ești nebun. Dă unde, om? Un DJ-ul de acolo, de fapt, ne-a oferit cazare. Gen, patronul vorbise cu DJ-ul care stătea acolo în oraș, să ne dea cazare, frate. Zis și făcut. Ajung acolo cu bagajele, ăstea două după mine, mamă, zice că sunt cele mai mari pește. Eu cu ochelari, cu bă, vă știți cum mă portam? O să încerc să pun poze pe edit, să vedeți cam cum arătam eu atunci. Exact, poze de la cluburi, să văd dacă găsesc pe undeva. Dar știu că am pe Facebook, una, două, maxim. Cred că chiar de la Club For You, de la Motru. Ochelari, deci aveam ochelari, ba, pantalon de aia de blugi, bă, mulat ăsta, nu cu gleznuțe. Cămașă. Ce mă, eram parfumat tot. Ce mă, ziceam că sunt pimpul lor, ești nebun.
ajungem acolo, ne cazează ăla. Ăla deja văd că se uitau așa pe el, gen ar fi făcut și el ceva, dar i-am dat eu de înțelesul, dar bă, nănaș, stai cu minte că nu e loc de întors, adică gen mereu când forța nota cu ele, că îi tăiam eu craca, știi? Oricum, era mai... Un omuleț mai simplu așa, nu o prea o dădea cu mine el. Mergem la discotecă, cum era lumea? Bă, lumea, ok, să distra, nu... Deci în motru n-am avut treabă, n-am avut problemă de scandal niciodată, gen să se ia cineva de mine sau ceva. Cum făceam? Mereu când mă duceam la fiecare discotecă, eu ori stăteam cu DJ-ul, ori îmi dădea o masă mai la un separeu, o masă mai VIP ca să stau eu și cu fetele când au pauză, deci nu stăteam amestecat cu cineva, gen să mă deranjeze cineva. Consumația, bă, alcool, gen, puteam să beau și alcool, dar eu fiind șofer n-am băut niciodată alcool acolo. Puteam să beau, nu știu, să zicem că la orice club am fost, beam câte, nu știu, 3-4 doze de cola, sau Fanta, sau Pepsi, sau orice, și cam atât, sau fel și fel de cocktailuri fără alcool, adică orice fără alcool, frate, beam, da? Aveam și o limită, gen, nu trebuia să depășesc 100 de lei sau 80 de lei, nu știu, gen, consumația care o fac eu. Și ca bani îmi venea așa, mie mi-eșea undeva la 100 de lei, 150 de lei pe plus pe motorină, adică gen, mie îmi dădea banii de motorină și mie mi-eșea 150 de lei pe plus, știi? Gen, pentru consum, că mie consuma puțin. Și după aia, partea mea că eu pierdeam noaptea, îmi dădea între 2 milioane și 2 milioane jumate, gen bani cash, că eu stau cu ele și îmi pierd noaptea. Drumul și statul acolo, frate, oboseala mea, știi? Bă, era ok, în fiecare noapte, gen în fiecare vineri și sâmbătă noapte. Ajungem acolo la motru, bă, cum arăta, o să pun aici poza la edit, sper să-mi iasă, că nu prea le-am cu editul. Aveam, bă, ca o canapea de asta regală așa, buf. Fetele stăteau aici lângă mine când aveau pauză. Mamă, bă, zice că e tron, mă, zice că e tron de rege, ești nebun. Frumos, așa, auricele, o să vedeți, Doamne, sper să am poza, să o găsesc. Cu o masă frumos, așa, stil medieval. Pachetul de țigări, când erau chenturile alea 8 albe. Vă dați seama, pachetul de chent 8 alb. Nu mai există, că acum sunt albastre. Bun, frumos, cu suculețul, cu alea, mamă, toată lumea se uita la mine cu aia, cum ar veni. Eu eram în capătul clubului, gen... Ca să vă imaginați ca o masă festivă, eu în capătul mesii, cam așa era așezată masa aia. Pac, dansau fetițele ce dansau, veneau lângă mine, gen, mai fumau o țigară, mai își luau o gură de suc, de apă sau de alcool, ele aveau voie să bea. Bine, am înțeles că și ele aveau voie să bea cu măsură să nu se îmbete, că-ți dai seama, vii acolo, gen, patronul ăla vrea să faci treabă, gen, să dansezi, să distrezi lumea. Păi dacă tu ești tot țărancă în pula mea și vii și bei, dă-te piși pe tine. Și tu dintr-o oră ești moartă, tu ce vrei să-i mai distrezi pe aia, că cazi acolo, cazi cu barba în tocuri, ești nebun la cap. Deci oricum, n-a fost problemă. Ba, mi se pare că odată a fost o problemă cu ochelarista aia, cu boschetarea aia. În fine, cam asta s-a întâmplat la motru, bine, în seara aia, toate bune și frumoase. Mergeau fetele, dansau, veneau la mine, și fumau o țigară, beau apă, iar se duceau să danseze. Greșit, în seara aia, ții minte că am băut. În seara aia m-am îmbătat. Vă dați seama, dacă eram acolo cazați, următoarea zi nu conduceam, nu făceam nimic, mi-am permis și eu să beau câteva shoturi de cocktail, de whisky, de chestii de astea. Eram trotilat bine, dansam acolo cu fetele bine, eu niciodată n-am creat probleme, adică gen, n-am tras de careva pe acolo să deranjez, n-am intrat umăr în umăr la careva, adică nu, mi-am văzut de treabă, frate. Pentru că de ce îmi vedea de treabă? Nu de frică sau ceva, dar... Problema era că dacă nici ei nu te deranjează, tu de ce să fii idiot să deranjezi? Plus, dacă eu făceam ceva urât acolo, următoarea zi sau altă dată nu mă mai chema acolo, frate, ca să venim să danseze ele. Gen, și eu pierdeam bani. Mai dansam pe lângă o fată care era singură. Să știi că chiar era ok fetele de acolo. Dansau cu mine, ok, dar aveam și o limită. Nu le puneam mâna pe undeva. Nu. Deci nu eram nesimțit, știi? Ne întoarcem, să zicem că până la 4 dimineața, ne întoarcem pe cameră. R nu prea era așa trotilat, în schimb N-ul, bă, am văzut-o că era trotil mâncat, și bă, trotil. Am zis, gata, am zis, râule, du-te la dormitor că eu am un pic de treabă. Ea și-a dat seama ce vreau să fac. Ea îmi ținea partea, vă dați seama, noi tovarăși buni, ne cunoaștem de mici, eu îi țineam partea, gen, eram mai uniți așa, știi, i-am zis, râule, du-te în cameră că e bai. Năule, hai să stăm un pic de vorbă. Și am luat-o cu dălea. Păi și ce mai faci? Care mai e viața ta? Era printre primele dăți în care aveam așa, putem să avem o discuție mai privată, gen. Și mai ales că am văzut-o că e băută, am zis, gata, asta e ocazia mea ca să-i o dau.
lângă mine și ce faci și ce mai zici și nu știu ce, la vrăjea la mea de 2 lei, ai înțeles? I-am zis direct, adică topor, direct topor, nu vrei și tu să îi punem așa mâna pe picior, nu vrei și tu să faci și noi ceva frumos, uite că... Da, era într-o relație de vreo un an, 2 ani, nu știu, adică ăla știa unde e și ce face, știi? Dar nu știa că va fi, nu îi dădea toate detaliile, că va fi cazată, că va dormi acolo cu noi sau că ceva. Bă, n-am vrut, frate, să facă nimic. Bă, nimic, nu, că eu îl iubesc, că sunt loială, că nu fac eu de-astea, nu vreau să se audă. Zic, fă, ești proastă, cum adică să se audă? Păi ești decât tu cu mine și râ care e în cameră, știi că să cunoștea, știa că n-are ce să zică nimic râ. Bă, n-a vrut, mă, frate, să facă nimic, nu, doamne, că nu vrea să înșele, că... Bă, bă, coaie, ea care a fost lovită de jumate de pitești, bă, n-a vrut să se lovească cu mine în seara aia. Bine, până la urmă am lăsat-o în pace, frate, că... Bă, eu sunt gentleman, nu v-am mai explicat de atâtea ori. Eu nu fac nimic cu forța, nu sunt țăran de la, că puteam să trag mai mult de aia. Bine, nu vreau să dau până alte părți, gen să trag de ea, să fac altele. Înțelegi, să am probleme. Dar, adică puteam să insist mai mult, să fiu mai țăran așa un pic, dar am zis, dă-te pula mea de terminată. Și am lăsat-o în pace. Îți dai seama că după aia m-am dus la baie și am rupt capul. Asta e partea a doua. Bun. Cam aia s-a întâmplat noaptea, puf, dormim, ne trezim, ne-a așteptat. Băiatul ăla nu știu unde a plecat, mă, mâncață și... Ne-a lăsat apartamentul acolo, cred că el era apartamentul lui, s-a dus să doarmă la părinți, nu știu, ok, foarte calmea băiatul. A venit băiatul de dimineață, ne-a făcut cafea, am stat, am băut cafea. Bă, băieți, nu știu cum să vezi, bă, vă știți cum era meu, mă? Bă, rege împărat, mă, gândiți-vă că oriunde mă duceam, bă, arătau bine fetele cu care eram. Mă, bă, eram țanțuș așa, șmecherie, frate. Bă, zi, mai mergem, mâncăm cu patronul la masă, mi-a făcut el o cinste pe acolo, pe-n centru, la fast food. Era ceva de genul faza că fast food-ul ăla tot al lui era, știi? Pana mea. Dă să mâncăm, toate bune și frumoase. Nu, mă știu, am mâncat o shawarma cu cola, cu... Ne-a dat băiatul ăla de toate, patronul. Foarte, foarte de treabă, patronul. Asta s-a întâmplat după masă. Seara iară, buf, dă-i cu dansuri, cu alea. Nu m-am mai îmbătat. Pentru că a trebuit să plecăm următoarea zi, știi? Gen, am făcut bagaj, le-am băgat în mașină, am mers, iar buf la masă, frumos, aceeași problemă. Fetele au dansat, eu am stat, aceeași problemă, aceeași chestie ca și prima seară. M-am simțit bine, atmosferă ca lumea, ok, club for you, motru, foarte bine, frate. Am îmbarcat și am plecat la Pitești. Nu mai știu, mi-a ieșit mai mult atunci, pentru că am stat și eu și ele două nopți și am fost plătiți dublu. Asta a fost prima fază de la motru. Încă o fază la motru. R avea un prieten. Bă, mai gelos așa. În seara aia, tot așa, se merge la motru. Am mers, mi se pare că cu R și cu C. Fata înaltă, simpatică, vă amintiți la început descrierea. Mergem iară la motru, la club for you, dar nu la club for you, a fost alt club. Bă, tot în centru, dar nu... Ceva mai western, așa, nu știu cum să vă spun. Bă, și ajungem acolo, ne bag într-un separeu, să schimbă fetele, bă, nebun. Alea să schimbau în aceeași cameră cu noi. Așa, și în timp ce se schimbau ele, eu trebuia să mă întorc pentru că amândouă n-aveam nicio treabă cu mine, gen, nici la nu era femeia mea sau ceva, m-am întors, n-am în politețe. Acum și prietenul lui R trebuia să se întoarcă că era cealaltă, știi? Amândouă. Amândoi? Au. Na, era Caterinca faza. Să schimbă ele, fumăm o țigară, bem un suc, povestim, pleacă ele la dans, frate. Bă, n-au trecut 20 de minute, zgomot, agitație, fugiți, arde, fugiți! Mama, am zis, ce s-a întâmplat cu aia? Mi se pare... Nu, nici nu fusese faza cu colectivul sau ceva. Tot așa, aceeași panică cum s-a întâmplat după la colectiv. Ce credeți, mă? Un țăran idiot a dat cu tot un tub de la mare de spray paralizant în tot clubul pe acolo cu aia.
Mamă, să vezi cum alergau aia pe acolo ca potârnicile, ca șoarecii mâncați și fiecare să supraviețuiască, călcau peste cadavre unul peste altul, mamă, când am ieșit și eu acolo din separeul ăla, m-a luat direct, m-a lovit așa, m-a izbit de ochi, a zut durerea aia de la spiriu paralizant, am pus mâna la gură, l-am luat pe ăsta, eu am așa, am și o pregătire mai, nu știu, sunt un pic mai pregătit în cazuri de panică, da? Deci când se instaurează panica, mie îmi place. Pentru că eu rămân mereu calm și sunt mai mulți care îi fac treaba, nu știu, mie îmi place. Trăiesc din momentele astea de panică. Deci când am văzut care se treaba, toată lumea agitată pe acolo, călcau pe țicadare, urlau, pula mea. Se împingeau unii peste alții, se iasă pe ușă de aia, așa. M-am uitat așa, am analizat situația, am pus mâna la bot. I-am zis, acoperă-ți fața, i-am zis, ia-ți tricou și acoperă-și fața, tot închide ochii, deci oricum, genul eram infestat la ochi, închide ochii, acoperă-ți gura și vină după mine că te conduc eu. Am făcut, am pus mâna pe el și l-am târât, gen să vină după mine, între toți pe acolo, frate, făceam salo între cretini și am ieșit afară și am salvat situația. Bineînțeles că m-am uitat și după fetele, ele erau ieșite de mult afară, totul ok. Prima dată când am ieșit acolo din separe, m-am uitat după ele. Deja le vedeam spre ieșire acolo, știi? All good, l-am luat până naș, hai afară, frate. Bun. Au deschis iar toate geamurile, a ieșit tot mirosul de spray paralizant, mergem înapoi, să dansează, eu cu nănașul în spate, mai o țigară, mai o poveste, mai o caterincă, mergem să plecăm spre casă. Bă, mi se pare că eu gustasem ceva, i-am dat lui să conducă mașina. Acum, mergem aici, mergem pe motru, la o intersecție nu prea acordă asta prioritate, într-un giratoriu de la mic, nu știu, o ia pe motru pe acolo, un giratoriu mic mâncat și nu știu. N-a fost atent, pune frână brusc, conducea mașina mea, știi? Era unul cu un BMW să intre în noi. Să dă ea jos, ne dăm și noi jos, ceartă. Ne împingem un pic, și ăsta al meu un cap în piept, m-am dus de unul, l-am luat de cap, i-am dat un pumn în barbă, ăla care i-a dat capul în pieptul ăsta, i-a dat un picior pe la spate, ne-am suit repede în mașină și am plecat de acolo, frate, că deja cu telefon, cu alea stat în obieți și am plecat. Am ajuns acasă, toate bune și frumoase, frate. Care sunteți de pe în zona aia? Văd Astra, Sicilie. Să intrați uleacă pe hartă, scrieți pe Google Maps, văd Astra Cilien, gen să vă facă o rută, ca un drum. Pe undeva pe județul Olt, mergi frumos, vine o intersecție, ai de mers nu știu câți kilometri spre văd Astra și nu știu câți kilometri spre Cilien. Eu aveam două misiuni acolo. Deci treceai de veselul, de Caracal, de veselul, tot. Ajungeam la intersecția aia, trebuia să merg nu știu câți kilometri spre Vădastra, să le las pe două, mă întorceam, mă duceam la Cilieni, le lăseam pe alea două, deci gen două într-o parte, două într-o parte. Mamă, și ce drum era spre Cilieni acolo, mâncață și bă, landă porumb, un drum foarte îngust, că toată mai dădeam și de ceață, nu mai vedeam nimic cu aia, dacă stingeam farurile la mașină, beznă totală cu aia. Las acolo, de regulă mă întorceam mereu și stăteam la Vădastra. Problema la Vădastra e că sunt foarte mulți țăruși. Deci eu aici recunosc, nu mă dau mare smeu bombardier, dar frățiorii mei, acolo la Vădastra, cum să vă explic? Niciodată nu am stat în club lângă fete. N-am stat la masă, n-am stat să consum nimic, n-am stat să beau nimic. Alo? Bă! Acolo stăteam mereu, frate, la separeu. Acolo erau numai țărani mâncați așa pulat. Bă, numai dă-aia cu brațele așa, ăia plete peste cap. Tatuați la băiatul de la etajul 4, BMW-uri din anii 80, Loganuri ruginite, bă, ce era acolo, frate? Eu n-am avut-o pe eu să stau acolo, pentru că eram singur, frate, acolo era discoteca de la țară, mă încărcau nănașii acolo dacă stăteam în cața și atât am trebuit să te deranjez pe unul acolo. N-am avut probleme, dar pur și simplu evitam ca să stau acolo, frate, de vorbă cu ei, să am interacțiune cu ei. Unde se schimbau fetele? Deci cum să vezi cum unde se schimbau fetele? La noi era niciun separeu, niciun locaș. Pur și simplu era magazia de la alimente, frate, unde țineau ăia berile, sucurile, chestiile de la bar. Acolo stăteam eu și
Îmi făceam o dormeză din lăzile de bere, cât timp ele stăteau și dansau, stăteam pe telefon, stăteam relax pe spate, mai venea unul, mai mă întreba dacă sunt bine sănătos, mai mi-aducea un suc, bine, mai puteam să mă servesc și eu de acolo. Luam din raft acolo de toate, frate, pentru că de acolo veneau și își duceau la bar, știi? Am pățit odată parcă o fază cu unul tot, că am fost de vreo 3-4 ori acolo la Vădastra. Vine odată fetele să-și iau o pauză la o țigară, să stea cu mine de vorbă, mamă, și tot încerca unul ușa mâncața și bă, unul de vreo 2 metri așa mâncața și plăta. Du, 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 hai dragă mea, unde ești? Hai să stăm un pic de vorbă. Mamă, când am auzit să moară mama, ce voce are lui. Mamă, cine ăsta mâncața? Le întrebam pe ăsta. A, e unul care ne terorizează, ne lasă. Cum adică vă terorizează? Trage de voi, vă bate, vă, nu știu, v-a făcut ceva? A, nu, dar nu mai scăpăm de el, să bagă în seamă, tu ne cere Facebook, ne cere alea, zic, mamă, să moară familia mea. Spune-le că, mamă, când am auzit, băi, i-am zis, spune-i lui ăsta că ieși acum, să nu vină că ești dezbrăcată sau ceva, nu știu, spune-i ceva să nu intre aici. Ce, mă, că n-am mai apucat, du, 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 dar nu știu ce s-a întâmplat, că s-a deschis ușa mâncața și a intrat ăla. Băi, era pișat pe el de beat, norocul meu care a fost. Dar nu, era agresiv, frate, pur și simplu, era cât dulapul, dar era așa, genul mai inofensiv, că ce faceți, dragile mele, haide să mai stăm de vorbă, să mai bem și noi un par de ceva, haide să ne distrăm, mamă, eu stăteam așa frumos pe palada de bere, fumând o țigară și mă uitam așa la el cu aia. Mă gândeam să moară familia mea, dacă îmi dă ăsta un pumn, mă bagă în raft acum. Taci din gură, nu te băga cu el în seamă, nu-i spune nimic, lasă-l să treci neobservat, mă gândeam eu în capul meu. Să uită la mine așa, tu un nănaș, ce faci pe aici? Bă, eu sunt șoferul lor. Și eu pe aici, le aștept să termine treaba și după aia plec. A, ești prietenul meu, frate, tovarășul meu. Nu ești când ai și mie Facebook-ul lor? Da, 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 după ce dansează ți-l dau, frate. Bravo, fratele meu, mâncați și pe leu tău, zice el. Și mi-e întinde așa palma, știi, să dea noroc cu mine. Mamă, când am văzut că face ce am zis că vrea să mi-o dea, după aia m-am uitat mai așa. Noroc, frate, noroc. Am continuat să fumez sigara și cam aia s-a întâmplat, frate. A plecat și el, s-a dus și fetele au dansat, au venit, s-au schimbat, le-am băgat în mașină, du-te, dică! A, și țin minte că m-a oprit și poliția în seara aia și mi-a pus bubuzela în gură să suflu, să văd dacă mai e alcool. Bine, mă, nănaș, n-aveam nimic pentru că nu beam, știi? Într-o altă locație mai mergeam la Dăbuleni. Toată lumea știe Dăbuleniu, Pepeni, tot. Era o discotecă undeva pe partea stângă. Bun. O singură dată am fost la Dăbuleni. O singură amintire acolo, o singură remarcă. Clubul de la Dăbuleni era așa, în aer deschis, gen terasă, aer deschis. Gen, nu era club închis, era și vară. În aer liber, știi? Club în aer liber. Într-o grădină, ca o terasă, aer liber, scenă, DJ, mese, cerul liber, câteva umbreluțe, pula. Eu mi-am luat masa undeva în capăt de tot, erau și niște leagăne, mă dădeam și pe niște leagăne. Masa mea în capăt de tot, ca de obicei. Suculețul, țigărica, fetele la povești, se duceau, dansau. Bă, o singură remarcă am de acolo, bă, mă jur, undeva pe la două noaptea, tot clubul rupt de beat. Bă, nu știu mă cum să vă explic, bă, nu știu, dar ca în filmele cu zombi, mă. Bă, niciunul nu mai era treaz cu aia, începând de la patron până la DJ. Și fetele se îmbătaseră, fetele mele. Meserii nu mai vorbesc acolo, clienții, că toți erau morți. Bă, cu aia, pur și simplu, parcă eram într-un film, un film cu zombi. Singurul actor treaz care nu era infestat cu aia. Toată lumea moartă în jurul meu. Bă, eu am zis că nu e posibil, mă, că visez. Bă, bine că nu m-a deranjat nimeni, nu s-a întâmplat nimic, da? Așa, ca remarcă, frate. Bă, un singur om să mai fie treaz în clubul ăla nu exista. Bă, vă dau cuvântul meu de onoare că nu mint, frate. A fost așa, o chestie foarte ciudată, dacă mie mi-a rămas întipărită mintea asta. Cam asta e amintirea mea de la Dăbuleni. Toți morți pișați pe ei. Fratele vostru a mai fost și pe la Găneasa, am fost de multe ori. E o discotecă gen Pitești, Slatina. Primul oraș sau comună mai măricică, spre Craiova parcă, Găneasa, era o discotecă pe partea dreaptă. Acolo, frate, mi-a plăcut așa, mi-a plăcut atmosfera, gen cum arăta clubul, patronul. Patronul era așa, unul un pic mai mare decât noi la vârstă, băiețaș așa, repăraș cu șevici de alea de rapper. Caterinca rău de tot omul, ne servea cu de toate, ne vorbea frumos, făcea și caterinca. Deci acolo a fost lucrurile pe care m-am simțit chiar foarte bine, frate. DJ-ul era undeva pe stânga, sus, eu stăteam acolo mereu cu DJ-ul.
îmi beam sucul, băgam țigări, dansam, mă uitam la fete, brâdeam la ele, Catrin rău de tot, bă, dar ce nu-mi plăcea mereu și acolo la Găneasa, că, da, fetele când aveau pauză, când nu mai vreau să danseze, veneau la mine, știi? Da, ca să ieșele cu cine să vorbească, veneau la mine, fumau o țigară, adică vedea că eu am povești cu ele, ca în glume că ele, și toată lumea se uita la mine cu aia. Bine, nu se uita urât să mă bată sau ceva, se uita urât că vreau să ajungă la mine, ca să le dau eu numărul de telefon, Facebook-ul ăla. Acum imaginați-vă toți oamenii beți în pula mea, vrând să afle informațiile astea de la mine. Mi-era și e foarte greu să-i ușuiesc, să alea, le mai ziceam, bă, stai așa, frate, că dacă i-aș da acordul, eu îți dau, dacă nu, eu sunt nesimțiși la mine. Îi învârteam și eu de-mi vorbe, știi? Cam astea sunt amintirile de la Găneasa, cam puține, dar nu s-au întâmplat lucruri interesante ca să, da, să-mi rămână ceva în cap. Mai am o locație foarte interesantă, Diculești, județul Vâlcea, parcă. Cum vii dinspre Pitești, undeva pe partea dreaptă, fac o casă așa, frate. Bă, acolo frumos ca locație. Casa, am înțeles că pe timpul verii, eu pe timpul verii nu prea am fost, n-am fost. Piscina afară, club la parter înăuntru, am înțeles că patronul genul era casa patronului. Și în același timp, el folosea casa aia pe post de club. La parter frumos, discoteca, afară piscină, fetele, și câteodată mă duceam și eu să schimbau, cum ar veni în camera lui, frate, mamă, ce cameră șmecheră avea, băi, credeți-vă că avea, nu că avea fiare, nu știu, cum ar fi camera asta mea, jumate din camera asta, de fapt, e sală de forță, aparate de fiare, oglinzi de alea mari, să te uiți, să lucrezi, să alea, dita mai patul, ce mă, patul ăsta să face așa, știi, lung, ăla mult mai mare avea patul, știi, ba mai stăteam acolo, ba mai stăteam, pe timp de vară mai stăteam și în mașină, știi? Gen, stăteam că stăteam înăuntru, pentru că și asta mai era problema, să vă explic. Nu puteam să stau treaz toată noaptea cu ele acolo și după aia să mergem în mașină și să plecăm spre Pitești. Câteodată stăteam în club o oră, două, trei ore maxim. Îmi fumam și o jumătate de pachet de țigări, beam câteva sucuri, băgam un energizant și după aia mă retrăgeam unde puteam. Ba la separe unde se schimbau ele, ba dormeam la mine în mașină dacă era cald, iarna bineînțeles, dormeam... Dacă n-aveam unde să dorm, ce era frig, se pare eu unde să schimbau fetele, dormeam o mașină cu căldura pornită. Acolo, cel puțin la Diculești, dormeam sus în cameră, știi? Cald, frumos, toate cele. O singură fază care mi-a rămas mie în memorie acolo la Diculești, bă, băieți, cum să vă explic, la Diculești, v-am zis, mergeți pe strada principală, intrați undeva pe dreapta. Gen, e așa, gen cum a intrat în dreapta, e alee așa mai de la țară, stânga, dreapta, boscheți, adică o zonă mai restrânsă, mașini parcate stânga-dreapta și după aia pe stânga curtea, clubul, piscina și etc. Și eram cum ar veni parcat afară, mi se pare că era vară atunci. Era vară. Eram afară, pof, frumos în parcare, ba, pe gen, trecuse timpul ăla, am stat o oră, două în discotecă, mi-am băut sucul, m-am distrat, intru în mașină ca să dorm. Bineînțeles, eu când stăteam o mașină, mai trecea unul pe lângă mașină, mai să pișa, mai trecea unul pe lângă mașină, trăgea de femeia lui, nu știu, poate să-l țină de ciocan ca să se pișe, mai trăgea de ea să ia Instagram-ul, mai venea una, mai vomita, adică cam astea erau lucrurile care eu le observam din mașină. Nu mă deranja nimeni, nu se întâmpla nimic, știi, adică bă, ok. Bă, un cava școala lasă și într-o seară, toate bune și frumoase. Intru frumos, că am fost de multe ori la Diculești. Frumos în club, îmi fac treaba. Îmi beau frumos un energizant, un suc, stau cu DJ-ul, bam, 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 acolo stăteam la DJ, n-aveam masă. Stăteam cu DJ-ul frumos sus, Caterinca. Mai venea câte o pizdă pe acolo, pe la DJ, să băga în seamă, dansa lângă noi. Bă, frumos, frumos rău de tot. Bă, nebunilor, mă duc în mașină, mă culc, buf. Bă, liniște, s-auzea muzica aia de discotecă în fundal, știi cum s-a dat așa? Adică atmosfera ok, relaxantă, stăteam, bam, dormeam. Bă, mâncava și undeva pe la 4-5 dimineața, cam aia era ora de plecare, pe la 4-5 dimineața, știi? Au multă gălăgie. Bă, dintr-o dată, parcă toată discoteca ieșise dinăuntru, ieșise afară la ceartă. Toată lumea urla, auzeam pe fundal, fătu-ți morții, mătii, băgă-mea și pula măta, să-mi joau, de morți, de realist, de tot. Bă, nănașilor, deja, nu știu cum să vă explic. Bă, când ești plecat și nu ești în orașul tău, n-ai pe cine să suni, nu cunoști pe nimeni, bă, cam trebuie să-ți vezi de pula ta, că dacă nu o să fii încărcat. Bă, dau un sfat, care nu sunteți în orașele voastre,
stați în banca voastră, vedeți-vă de pătrățica voastră că e bai. Mamă, și am văzut pe aia, m-am uitat pe geam, undeva la câțiva metri distanță de mașina mea, erau două tabere mâncați așa. Două tabere, două grupuri care se certau, mamă, ca la răscoală mâncați. Problema care era? Eu trebuia să trec exact între ei ca să pot să plec acasă. Alt drum nu mai exista. Am zis, mamă, câte ceasul mă uitam la ceas, mamă, e 4 dimineața. Fetele încă nu veniseră, știi? Dar ele oricum terminaseră programul, mai stăteau acolo, poate de o vrăjeală, de o țigară, mai stăteau acolo înăuntru, știi, cu patronul de vorbă. PS, niciodată n-au făcut nimic. Ele și-au dansat, au venit cu mine și am plecat. Deci să nu vă gândiți vreodată că au făcut altceva extra, bani pe lângă și alea, că nu, e exclus. Deci e exclus. Mamă, și vin fetele. Și eu le zic acum, bă, haideți să mai stăm în pula mea un pic, că uite ce e pe strada asta. Bă, nu putem să plecăm acum, zic, să moară Jean, dacă le ia pe unul capul. Vă dați seama că cel puțin 70% din ei erau morți de beți. Îți dai seama că îi durea pe ea în pulă de mașina mea și că trec eu pe lângă ei și oricum nu mă cunoștea nimeni. Vă dați seama. Du-te tu, hai că aveți și voi experiență. Cine se duce la țară și nu e cunoscut, îți dai seama că e direct victimă, ești nebun. Hai să mai stăm un pic. Ele că nu, că nu, că nu, că hai să plecăm, că hai să plecăm, că nu știu ce. Și eu, ca să dovedesc că nu sunt pizdă, că sunt Conan Barbaru, am zis, bine mă, hai să mergem. Dar dacă se întâmplă ceva, pula mea, asta e. Bă, zi și făcut mâncați. Și merg așa ușor, cu 5 la oră mâncați. Întorc frumos mașina, mamă, și vedeam așa cum eram la volan, vedeam așa o groază de lume. Bă, deja unii aveau bâte în mână, mă. Bă, încă nu se băteau, dar aveau bâte în mână. Și mă apropii așa ușor de ei. Deja unul s-a uitat urât la mine, gen eu mă apropiam cu mașina de el și unul s-a uitat așa, gen, nu știu, avea să zice, era mai înalt ca mine, mai făcut așa un pic, țăran, de la blondus, de la spălăcit, cu piele albă, s-a uitat așa urât, s-a uitat la mașină. Ori vine la geam, dă cu pumnul în geam, ori dita mai pumnul, îmi dă în capot. S-a uitat el așa urât, a văzut fetele dansatoarele în mașină, a făcut, și a făcut așa cu mâna și s-a dat la o parte, zic. Ok, hai că e bine. Mergeam cu 2-3 la oră. Merg un pic ce mai merg, bă, mâncați. Și s-aude odată o lovitură. Ia dă raf cu metre. Băi, credeți-mă, unul a zburat direct pe capota mea cu aia. Bă, direct pe capot. Noroc că nu mi-a strâmbat-o. Vă dați seama, dă-i, oprește mașina. Am oprit-o alea că mașina... Eu nu m-am dat jos de mașină. Am oprit mașina, am zis, gata, să moară familia mea. Acum am iau ăștia mașina la bâte, la topoare, la tot. Până la urmă, a venit unul, a pus mâna pe ăla care era pe capotă, l-a tras de pe capotă, iar în continuu un pic drumul, o singură chestie am pățit, tot așa se uită, era unul undeva pe lateral, se uita tot așa, mai se înjura cu unii, mai se uita așa la mașină, bă, mâncați. Și când îl văd, își încarcă așa mâna dreaptă, lip, dita mai palma pe capota mea la mașină. A încălcat, frate, accelerația și așa, era pe la sfârșitul aglomerației și m-am dus, zic, Doamne ajută că n-am pățit nimic atunci. Deci chiar am scăpat teafăr și nevătămat. Dar credeți-mă, dacă luam o bâtă, dacă, nu știu, bă, hai să mă pun în situația în care să puneau toți în fața mașinii și își căutau scandal cu mine. Bă, și eu sunt nebun, frate. Bă, știți ce făceam? Nu mă dădeam jos, că mă încărcau rău de tot, adică eram victimă curată. Cu aia, călcam accelerația și dădeam peste ei, ce pula mea. Bine, nu cu viteză, gen pula mea, de la 2-3 la oră, cât mergeam eu kilometri la oră, 10, 15, 20, mă duceam mai repede, ori mă ocoleau, ori se reau pe capotă, dă-i morților. Deci cam aia făceam, că în rest, n-ai, frate, n-aveam ce să fac, ce ești nebun. No, deci e imposibil. Cine zice, uite, chiar sunt curios, să lăsați în comentarii să-mi ziceți ce ați fi făcut voi, frate. Chiar sunt curios. Dar eu zic că dacă... Nu, no, n-aveți ce să faci. Chiar sunt curios. Ce făceați voi? Să lăsați în comentarii. Cam astea sunt amintirile și de la Diculești. Încă o locație unde am mai fost. Am fost undeva pe la Craiova. La Craiova, club nou deschis. Bă, erau cubanezi patronii. Bă, dar ok, chiar dacă erau cubanezi, bă, cubanezi de culoare. Foarte simpatică, era așa. Era o femeie cu fratiso și cu bărbată sora femeia aia, știi? Bă, ajung eu acolo... Aia deja s-a uitat la mine, frate. Voi știți foarte bine când eram eu tânăr, cum arătam. Bă, arătam bine, frate. Chiar arătam bine.
Aia tot s-a uitat la mine mâncața și pe leută. Zic, bă, frate, e bai. Ori nu mă suportă, nu știu, are ceva cu mine și... Deci acolo, frate, la Craiova, numai cubanezi era un club ăla. Era club de manele, toți cubanezi, nu prea erau români, numai cubanezi. Bun. Bă, toate bune și frumoase. S-au purtat frumos cu mine. Mi-a dat să beau. Râdeau cu mine, glumeau cu mine. Toți veneau la mine la masă, frățiorul meu, cu ce te mai servim? Bă, ca să vă gândiți, era un club de manele nou deschis. Și încă nu era chiar atât de cunoscut, știi? La modul cine era în club, erau prieteni apropiați. Bă, dar erau să moară Jean, dacă nu erau 70-80 de oameni, dar toți se cunoșteau între ei, frate, știi? Gen nu era cunoscut așa ca să vină persoane random. Era prima seară sau a doua seară când de-abia se deschisese clubul, știi? Toată lumea vorbea cu mine, se purta frumos, mă servea cu ce vroiam eu. Pana mea, eu mai venise cu un coleg atunci, deci eram eu cu un coleg și cu două fete. Mamă, patroana aia tot s-a uitat la mine. Deci gândiți-vă că era o femeie la vreo 40 ceva. Mai pitică așa, simpatică la față, cubaneză, forme, tot. Bun. Tot s-a uitat pe mine. Zic, mamă, e bai mâncață și cred că, nu știu, nu mă suportă. Cred că îi zice la vreunul să mă încarce în seara asta. Deci gândiți-vă că eu oriunde mă duceam, eram lipsit de apărare. Adică gen, bă, trebuia să mă bazez pe mine și atât. În rest nimic altceva. Bun. Bă, și la un moment dat, ne-a dat o masă, știi? Mamă, vine cu o sticlă de whisky. Buf, ia dă-n raf cu metri. Ia auzi, nănașă, bravo. Cinstea ei pentru mine. Mi-a adus o sticlă de whisky Jack Daniels, gratis. Mamă, și mă apuc să beau. Dăi. M-a luat de ochi. A băut un pahar sau două și colegul meu. Eu eram mort deja, mort. Mamă, și mă apuc. Vine la mine, că ce frumos ești. Bă, nu bag în ele, credeți-mă, cine mă crede bine, cine nu. Că ce frumos ești, ce simpatic ești, mai vrei să mai bei ceva? Stătea lângă mine, hi, ho, 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 râdea, glumea, zic, bă, era un copil de... Ea avea 40 ceva de ani și eu aveam 21-22 de ani. Nu știu, între 20 și 22 de ani. Mamă, ce să fac mâncață și eu nu știam că bărbatul să ieși el acolo. Bărbatul să era italian, știi? Mă ia la dans. Merg, dansez cu ea, bă, nebunilor, eram timid, mă intimidasem, ești nebun, femeie mare, matură, toată vârsta, ești nebun, cred că era și troscău, nu știu, dansam cu ea, la un moment dat, mă apucă de mâini, mi le pune direct pe curul ei, mamă, și dansez și alea, bă, și vine unul lângă mine, nănaș, un cubanez, nănaș, vezi că ăla de la bar e bărbată. Un italian la vreo 80 de ani, na, vă dați seama cum arăta, s-a uitat la noi și râdea. Și eu cu mâinile pe curul ei și dansam cu aia. Dăi. Mamă, zic, nănașă, ce facem? Stai liniștit că lui îi plac chestiile astea, stai liniștit, n-ai nicio problemă, dansează, că nu se întâmplă nimic, nu facem nimic decât dansăm. Zis și făcut. Și mi-am continuat dansul, frate. Mergem iară la masă, iară bem, iar ieșim și dansăm, mă pupă pe gură cu aia, zic, ai de pula mea, pula mea, am luat-o și de cap, am pupat-o și după aia, dă-te-n pula mea, zic, bărbată s-o la bar, bine, 80 de ani, italian, hai să ne dăm și noi seama ce se întâmplă aici, poate el nici măcar nu mai putea să o atingă, știi, mai bea iară, ăla bea pahar pe acolo, pahar de ceva, eu la fel cu asta. Mâini pe cur, popat, ne-am luat și limba în gură. Eram regele clubului, frate, gândiți-vă că aia era patroana. O tream pur. Stica de whisky la masă. Și cam atât, fetele au dansat. S-a terminat distracția, ne-am luat la revedere. Ne-am îmbarcat și am plecat. A condus colegul meu. Acum am și o remarcă. Chiar am o întrebare pentru voi și vreau să ne spuneți în comentarii. În Pitești am băut o stică de whisky, mi-a fost rău două zile. Sticla asta de whisky care mi-a dat-o nănașă. Nici n-am apucat să ajung bine din Craiova în Pitești acasă, că mă trezisem și nici nu mi-era rău. Nu știu, să-mi explice și mie care a fost treaba. Sunt whisky făcute și contrafăcute? Nu știu ce să zic. Și ca final de vlog, a fost cam lung, dar sper că v-a plăcut, chelarista. Pe o chelaristă am vrut să o combin. Că acum urmează întrebările alea, bă, ai dat în ele, bă, ai făcut-o pe careva, bă, nu. Băieți, nu m-am atins de nicio fată. Nu eram în nicio relație, eram singur, dar nu. Chiar nici n-am încercat.
Eu, cum ar veni, mi le-am făcut amicele mele pe toate. Bă, pe toate am făcut amicele mele. Dar, în schimb, ochelarista asta am văzut-o mai timidă și m-am dat la ea. Bă, asta era... Asta nici măcar 18 ani n-aveam, deci ea era animatoare și avea 16 sau 17 ani. Bine, era de vârstă mai apropiată cu mine, știi? Și am încercat să o combin. Îți dai seama că față de ea eu aveam bani, bă, nănaș. Eu lucram, mai luam bani și de aici. Pe vremea aia nu făceam YouTube. Aveam calculator acasă și mă jucam Counter, face it. Atât. Aveam mașina, deja tot Opel-ul ăsta. Primul an care mi-am luat Opel-ul, adică gen... Eu am Opel-ul ăsta din 2014, deci cam atunci, da. Cam atunci m-am apucat eu de astea, 2014, 2015, 2016, că v-am zis la început de vlog. Am dus-o, am plimbat-o pe la baraj, pe la Budeasa. Am dus-o la casa părăsită din Ștefănești. Toate bune și frumoase. Ne lingeam, îi plăcea de mine. Mie nu prea îmi plăcea de ea, adică, bă, era simpatic, era ok, dar avea prostia aia, frate, adică, cred că cu toții ați pățit, vă combinați cu o femeie și v-ar fi rușine să ieșiți cu ea la un restaurant sau undeva, că bine, arată bine, e frumoasă, tot ok, dar când deschide gura, fugi, dar rușine, nu o mai stai lângă ea, mâncați-a și te prefaci că nu o cunoști. E, cam așa era asta, frate, ochelaristă. Era și o boschetară, stătea în ghetouri, în fine. Ideea e că ne întâlneam, făceam ce făceam și... Când să-i pun și o mână pe undeva, când să o lovesc și eu să fac și-o ceva cu ea, să dădea înapoi. Că stai, că nu încă, că nu-i momentul, că nu știu ce, că nu știu cum. E, și într-o seară după ce am plimbat-o, bineînțeles că o plimbam, o mânca pe banii mei, o plimbam pe banii mei, am dus-o odată acasă, i-am zis tot ce am avut pe gură, am făcut o boschetară, sărăcie, târfă, ușuratică, bă, tot, am făcut-o cum mi-a venit la gură, știți voi, stilul meu. Nu m-am mai întâlnit cu ea, adică bine, ne-am mai întâlnit gen să mergem la dans, dar în privat niciodată. Așa, și toată treaba asta s-a stopat că am plecat la Târgu Mureș. Care știți povestea, eu am plecat la Târgu Mureș și n-am mai fost șofer. Oricum, a fost o perioadă foarte interesantă, am legat prietenii cu fetele. Am mai fost și mai multe părți, dar nu prea au fost interesante. Am mai fost în Craiova la o piscină. Am fost și pe curtea de Argeș la nu știu ce club, deci m-am plimbat pe foarte, foarte, foarte multe cluburi, ceea ce vreau să zic că am dus viață de noapte, frate, astea sunt niște cazuri de viață de noapte, viață de noapte am mai dus și pe în cartier, am dus și până alte orașe cu alte alea, ce să vă zic, am foarte multe nopți pierdute. Chit că făceam prostii, chit că mă duceam cu ele la dans, chit că mergeam pe la tovară și nu știu, foarte, foarte, foarte multe nopți nedormite are fratele vostru. Și de-aia, eu când vă vorbesc de bagabonțeală și de băieție, eu știu ce vorbesc și știu ce zic și știu ce am făcut. Vloggerii ăștia niciodată nu o să aibă viața care am avut-o eu, sau care au avut-o alții care au trăit odată cu generația mea. Până în alta, hai să facem și noi 1000 de like-uri la storytime-ul ăsta, dacă v-a plăcut. Lăsați și voi butonul de like, abonați-vă că care nu sunteți abonați. Până data viitoare, eu sunt Cosminel, vă pupă fratele vostru.